A venit momentul să mă răzbun. Ei bine, dacă nu știți la ce mă refer, acum câteva săptămâni lumea a electrocutat cu o zgardă pe care o aveam la gât timp de 24 de ore. Și am spus că la 5000 de like-uri o să-mi iau revanșa. Așa că a venit momentul ca eu să o torturez pe ea. Guys, am ajuns acasă la lume și suntem gata să punem zgarda. Sunt gata să-mi iau revanșa în sfârșit pentru că am făcut 5000 de like-uri la prima parte. Ea nu știe că ne aflăm acum în fața blocului și o să sunăm să coboare. O să-i zic că am o surpriză. Alo. Alo, bună, ce faci? Te-ai trezit? Da, m-am trezit, nu cam și eu. Tu ce faci? Uite bine, sunt jos, în fața blocului tău. Ce? Da. Adică? Sunt în fața blocului, am o surpriză, nu pot să mă refuz, trebuie să cobori. Nu, adică nu am trezit. Hai, te rog eu mult de tot, coboară un pic, am o surpriză pentru tine. Lu, ai venit? I-am pus și ei la barieră acum, da, nu știe despre ce este vorba. Aoleu, ce e asta? Uite de aici, puneți asta. Ba da, ba da, ba da, puneți. Nu cred, Doris, te omor! Ce ai la gât? Nu, uitasem, credeam că ai uitat tu! Cum să uit? A venit momentul să-mi iau revanșa! Astăzi eu să fi torturată mai ceva de cum am fost eu! Eu n-am uitat ce mi-ai făcut! Au, Doris! Se simte oribil! Cum ai reușit să stai cu asta la gât? Ui, sărata mult, speri! Gata! Să electrocutăm pisica! Nu, ai nebunit! Cum ar fi să-i puneți garda ei? Noris, gata! Să-i puneți garda lui Molly! Nu! Au, au, au! Noris, vreau să mă închez, sunt liniște! În liniște, da, cum să nu în liniște? Au, au! Băi, e violentă! Păi sunt violentă, că nu mă las să mă machez! Eram sigură! Te-am văzut în oglindă cu detalii! Deci nu pot să cred că trebuie să stau numai chestia asta la gât! Uite ce prost mi-e și sprânceana! Mă, mă dă cu apă sfințită pe ea! Bă, băiate! Ne-am zis, Noris, nu faci asta, că am bucurat! Opa! Acum aștergi tu! Uite ce s-a întâmplat aici! Doamne ferește, ce copil! Răzbunarea doar a început! Au, te distrezi? Mi-au revanșa! Vreau să dau sărățele cu cașcaval! Au, mă faci de râs! Noris, am și eu mâncarea asta, e foame, te rog, lasă-mă! Păi, am 24 de ore la dispoziție să mă răzbun cât de tare pot eu! Ce crezi că n-o să profit? Bă! Noris, ștești tu! Ștești tu, că tu ai dat pe jos! Doamne, nu pot să cred! Bă, frate, dar nu pot să beau un lucru! Mamă, ce bătaie o să-mi iau de la Lu! După astea 24 de ore sunt sigur! Ia, că vine, vine! Bună! Noris, avem și eu o cafea! N-am voie să beau! Lasă, că nu e bine să bei multă cafea, că tremuri! Și nu mi-am făcut de râs, pe stradă, e cel mai că am probleme că dau astea pe jos! Păi, ai probleme! Au, lasă-mă, lasă-mă! Eu, ce oribil e! Respectăm Bucureștiul! Bravo, Lu, ești o fată cum se cade! Da pe jos! Ca să vedeți, nu facem deranj pe stradă, o să luăm ăsta și o să-l aruncăm la gunoi, pentru că noi respectăm curățenia! Hai că mai mult am dat mâncare pe jos decât am mâncat-o. Îți place această zi? Mie chiar îmi place, sincer. Chiar e o zi foarte frumoasă. Uite, va din și vântul. Te omor. Noris, ce? Mi s-a desfăcut șiretul, stai un pic. Leagă-te. Au! Hai, leagă-te la șire, ce faci? A, mă, Lu. Au! Bă, zice lumea că mă bați. Mamă, mamă, e de bine violentă, nu e bine, cea, nu e bine. Deci s-a dus până la Mega, dar stați liniștiți, am lăsat-o puțin să respire, dar când se întoarce, nu știu ce o să ia, nu mă interesează ce o să ia de la Mega, când iese pe ușa aia, îi dau direct și o curentez. Ce ți-ai la drăguța mea? Am lăsit și eu un suc. Dar de ce faci așa, Noris? Nu ți-am făcut nimica. Bine. Ai, nu mi-ai făcut nimica, hai să nu exagerăm, te rog frumos. Lu, uite, îți promit că te voi lăsa măcar o băutură să bei. Că ți-ai cumpărat de mâncare, ți-ai luat de băut. Nu te-am lăsat nimic să faci, asta te las. Dar pentru asta vom mări nivelul la 3. Așa că ce va urma, o să fie din ce în ce mai rău. Guys, am ajuns acasă, iar Lu s-a pus să facă niște mâncare, pentru că aparent astăzi nu prea reuși să mănânce nimic. Și vreau să mă duc acum în bucătărie și să o enervez puțin, că ăsta-i tot farmecul până la urmă. Au, au, nu vrei să făceam nici de mâncare. Nu ia cu camera asta, doamne, bă. Nu ai cu camera, stai. Am început și eu să fac de mâncare, că nu m-ai lăsat până acum să mănânc, nici să beau, nici nimic. Și nu te lași să mănânci? Au!
Au! Lasă-mă să-mi fac niște de mâncare, că nu mai tot de foame. Hai, bine, te las să gătești acolo, pa! Am în sfârșit. Lusa băga la mine în studio pentru că are niște teme de făcut. Nu uitați că ea este clasa 12-a și urmează să stea bacul. Să scriem despre o artă poetică, aparținând ori lui Tudor Arghezi, Ion Barbu sau Lucian Blaga. Pe care ți l-ai ales? Pe Nichita Stănescu. Noris, te rog frumos, ai grijă că îmi fac temele și e foarte important. Mai ales că am la mate. Noris, te rog, lasă-mă. Au! Noris, nu mă enerva, te rog, e și greu pentru mine, crede-mă, nu mai pot, efectiv. Da, mă, că tu ești bună la mate, te concentrezi și cu niște electroșocuri. Noris, lasă-mă. O să mă moare meditatoarea, dacă vede. Noris! Bă, frate, bă, cum să-mi fac o temă? Îmi pare rău, astăzi nu este zi de făcut teme. Cum? A, cine dă bacul, tu? Eu l-am dat și l-am și luat. Îmi bat piciorul. Efectiv, îmi bat piciorul. Bă, ce ești așa? Aparent și-a rupt foaia și a dat în mine cu ea. Cred că am exagerat un pic. Am venit și eu în baie, nu știu dacă noi mă aude. Sper că n-am luat și eu camera. Să avem un pic de pauză, că nu mai pot, sincer. Lu? Da? Ai văzut camera? Poți să intru? Nu n-am văzut. Nu intra, că sunt în baie. Pe bune. Mă, mă minți? Nu te mint. Dar unde e camera, că nu e prin casă? Baie e prin casă, caută mai bine. Ce faci aici? Nimic, mai și eu să mă pensez. A pensat. Au. Bă, nu pune mâna pe oglinda mea curată. Păi mă fac să cad. Au. Gata, Noris, ieși, nu mai, lasă-mă. Încerc și eu să-mi iau niște haine, dacă poți să mă lași în pace. Hai, ce probezi? Asta? Făceam un outfit. Ce frumoasă e asta! Lu și-a ales hainele pe care vrea să le probeze. Sper că o să mă lași să le probeze. Da, normal, cum să nu te las. Hai! Epa. Aparent e foarte credulă dacă ea crede că o să o las să se schimbe în liniște. Au! Nu, mă îmbrăcam și eu! Frate, dar n-am voie să fac nimic! Nu, n-ai voie nimic, pentru că asta este răzbunarea supremă! Hai să vedem cum arăți! 3, 2, 1 și... Dacă dă urât e, bă! Arată oribil! Serios? Arată oribil? Vă place sau nu vă place? Olu, ce facem aici? Păi, dar nu-mi stă, nu vezi cum mă sufoc! Au! Lasă-mă să plătesc! Mulțumesc la fel! Noris, lasă-mă! Au! Noris, facem și o poză cu fetele astea, pe bune! Iertați-mă! Noris, nu mai pot, de când am intrat în mall, deci chiar mă simt foarte prost, vine să plâng! Deci tu nici nu mă înțelegi, asta e ideea! Hai că nu te înțeleg! Asta ar trebui să mă facă să mă simt prost, asta e răzbunare, nu există sentimente în această zi, înțelegi? Foarte urât că nu există! Ce faci? La ce te uiți? M-a durut! Ce te-a durut? M-a durut! Mamă, că tu te victimizezi! Au, băi, mi-a pus sau mici, bine, asta nici nu! Ce drăguț! Ce faci, mă, băi, să te faci o șcată? Cum ar fi să... Nu cred! Ia uite, mă, ce ziceți dacă să se vopsească așa Lu sau nu? După experiența din mall, Lu a trebuit să ajungă la sală ca să-și facă antrenamentul. Dar vă dați seama că nici acolo nu m-am abținut să nu electrocutez. Ce faci, Lu? Noris, nu-i normal, ce faci? Hai, fă acolo sală, fă sport. 7 kg jumate, ești nebun, vezi că e top, fata. Ia uite ce bine face. Se tremură un pic, dar e bine să tremură, din ce am înțeles. N-am mai făcut de mult, de 2 săptămâni am mai făcut sală. Dă-i, bine. Ce faci, doamne, nu faci exerciții? Păi din cauza ta că nu mă lași. De unde, cea mai proastă idee să vin cu tine la sală? Credeam că vrei să învăț ceva. Hai, 2, bine, 3. Hai să vedem, 5 poți? Hai că poți. Ești bine? Mamă, s-a auzit cum ți-a trăznit glezna sau nu știu ce ți-a trăznit. Mă, îmi pare rău. Am crezut că ți-ai rupt ceva. Iartă-mă. Ce nesimțit! Mamă, ce nasă l-a fost. Am zis că ești îndrăgost cu mine.
Dar ce nu știți voi este că Luși a făcut un plan pentru a-mi face un prank. Întrebarea este ce a pus la cale. Eu am coborât un pic să merg până la magazin și Noris nu știe ce se va întâmpla în următoarele minute. Sincer, după toată ziua asta în care m-a terorizat și m-a electrocutat o grămadă de ori, m-am gândit că merită o surpriză, nu? O surpriză frumoasă. Așa că eu îl voi suna și voi spune să coboare în momentul ăsta ca să-i fac această surpriză. Alo, ce faci? Unde ești? Uite, sunt jos, te aștept. Am fost la magazin. Vino. Adică mă aștepți? Te aștept, că eu nu că vreau să-ți fac o surpriză. Ce surpriză? Da, pentru că am fost rea cu tine și vreau să mă ierți. Te rog, vino jos să-ți fac o surpriză. Bine, hai că cobor acum. Te bine, pup, și eu, pa. Guys, tocmai ce m-a sunat Lu și a zis că are o surpriză, așa că haideți să vedem despre ce este vorba. Și că e o surpriză frumoasă, dar mi-e greu să cred după cât i-am făcut astăzi. Îl văd pe Pop că filmează, ceea ce mă cam sperie un pic. Mi-a zis să vin aici, dar nu știu care-i faza. Oh my god, bro! Ai fost la piscină? Sunt fleșcă! Parcă eu te torturam pe tine, nu tu pe mine! Creai că sunt așa proastă și nu făceam nimic? Nu, deși avem Pop, dă telecomanda! Lu, nivelul 5 pentru asta! Așa merit, așa merit! Cum mai e posibil așa ceva? Deci eu ai pus garda și tot eu sunt... ăla terorizat. Mai electrocutat toată ziua și mai strângă toată ziua. Și nu s-a terminat ziua, încă o să te electrocutezi și acum la nivelul 5. Vreau să-mi o dau jos. După acest prank mi-am dat seama că nu e de joacă cu Lu, așa că am programat o surpriză frumoasă pentru ea la sfârșitul zilei. Dă-mă asta jos, acum întoarce-te. Guys, e jale rău de tot, are garda și eu nu cred că asta e waterproof. Nu ne-am gândit la asta, nu? Nu, exact. Au, Lori, sunt în apă, gata. Am mai electrocutat-o de câteva ori pe Lu la terme, dar într-un final ne-am decis să închidem și noi această zi. Nori, sper că ești mulțumit că ți-l-a revanșat astăzi față de mine. Sper că v-a plăcut și vouă. Nu uitați să apăsați butonul de like pentru că am făcut o mulțime de lucruri astăzi și sper că a ieșit ceva mișto pentru voi. Lăsați-ne în comentarii ce idei mai aveți pentru noi. Subscribe și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Bye!